Da, și nu cum e, din păcate, la noi acum. În sensul, programul GRU știți foarte bine, în care trebuie să dezvolte, dacă vreți, finanțarea de subvenție, capital, pentru dezvoltare de proiecte inovative și așa mai departe. Bun. Ce a semnat, să luăm în comparație România cu Bulgaria. România a semnat prima, așa a fost în presupunere în 2008, programul GRI, în februarie 2008, și a fost printre ultima la care implementat și cel mai singur, cel mai prost. Bulgaria a fost printre ultimii care a implementat și a făcut, din punctul ăsta de vedere, un program complet care s-a dus de la ideea de ceea ce se numește în zona asta, pre-Sigmani, startup, primul venture, prima tură A de venture capital, doua, aia se zice mai bine, dacă se poate, dacă se ajunge până acolo. Ei, cum se spune, noi am început cu ultima tip de finanțare, de exemplu, de venture capital, ceea ce permitea cererea. Și n-am avut niciuna, eu vreau să încep, cum vorbeam, am început, pre-seed money, startup, în care să ajut, într-adevăr, ca prin acele mici, cum spune, să pot să facem așa ceva. Sigur că, iarăși, pentru mine rămâne total și asta pe cum se va dezabla să văd pierdere foarte ușa să nu vă dea încurajat pe noi. Nu, dar m-a dezabat pur și simplu că pierdem 6 miliarde din bani europeni și n-am făcut nimic cu ei. Și de asta v-am și spus că în momentul, și atunci poate singura, prima, v-am mai spus și acum câteodată ajung la o vorbă pe care un mare, să zicem, șef de întreprindere socialistă din anul 80, eram niște tineri, să zicem, absolvenți în anul 80 și v-am crezut că voi tineri ca să întrebi. Nu-i așa, mai te-a zis să se mă acolo, da, sunteți că ați trebuit să v-ați opus câți ne-a putrat să te-a că cam... Suscrânt de vedere al conștiinței, ca să spunem așa. Și mi-au aminte de acest lucru și îmi dau pentru că iarăși de asta am dat și exemplul pe care îl spunea și Vassar Havel. Bun, o trebuie, nu știu dintr-o dată, dar să facem, să zicem, direcția pornului. Să ne înțelegem, iarăși, suntem în zonă în care poate că, uite, încă, să zicem, acum am putea să începem să ne organizăm în zona Parisiei crowdfunding-ului și atunci am scăpat. În exterior există foarte bine. Bun. Ok. Asta spun în afară și în aproape și în America. Nu, dar și la noi, dar se poate și se poate. La noi este susceptibil că ceva se va... Există parte la... să zicem, în situația foarte, deci, de un, se numește un... mental, colectiv, mult, dacă vreți, foarte jos și foarte negativ, e foarte starea aia. Dar nu știu cum să spunem, credeam că poate că, nu știu, ceva acolo să ne spați puțin interesa și ceva să acționăm. Nu știu ce să zic. Este, cred că, o percepție, dați-mi voie să vă întreb, este percepție din partea, perspectiva noastră a tinerilor, este destul de eronată sau parțială. Concepția la nivel mental a tinerilor este total diferită. Noi, ca să spunem așa pe scurt, n-am nevoie decât de susținere de bani ca să ne punem ideile, că de fapt aici ne întoarcem la toată ideea de bani. Da, am spus aici în zona asta, finanțările și mecanismul de finanțare de care discutam, v-am dat exemplele care trebuie iarăși asta care ar trebui să fie puse în valoare la nivelul politicilor publice, simplu de făcut de apă și în, mă rog, în acele opinii, era politicile de finanțare de nivelul ăsta în care erau duse înspre direcția asta. Dar, repet, iarăși, pentru că acum, prin crowdfunding, eu cred, de exemplu, vreau să vă spun în 98 ani, de fapt, în 90 aș fi vrut, de exemplu, să încep o finanțare unei activități de genul pe care sunt financiar și o tânăr, sau mult mai tânăr, în orice caz vreau să încep o finanțare prin vorba aceea care să mă adresez, să zicem, diasporei române, se primată câte, nu știu, 5-10, să strângem într-un fel de crowdfunding, vreau de atunci, din 90, câte diaspora română. Se zice, în momentul de față, că, de exemplu, eu astea aș vedea o manieră prin care aș implica dar și implica diaspora în nominul cu finanțare de tip cu Haideți să realizeze prin fond de crowdfunding care se investește în funcție
funcție de o competiție de proiecte. Dar proiectele nici ale noastre, personale, așa se realizează, de la mama, de la tata, de la vecin, de la părinte, de la prieten, așa. E o autofinanțare din relații personale. Nu, dar asta este și teoria, și teoria așa spune, și practica se este tot așa se pare. Dar la nivel de politică Nu, dar la nivelul să ne înțelegem, prima, să ne peste tot prima finanțare de cele trei fu sau dacă vezi patru fu, dar nu vreau să se speculează la nivel politic. Tu speculați la nivel politic. Este o realitate, într-adevăr, dar... Deci, noi am făcut, de exemplu, am reușit să facem, dacă vreți, am un soi de cetetare acum de zile, în care am făcut, să zicem, câteva sute de tine, de obicei, de anii terminate, deci eu și câțiva de la toată, dar să știți că, din păcate, în comparație cu alte țări, în România nu știu să-și asume, dacă vreți, turist. E adevărat că avem și o mentalitate foarte, foarte, foarte greșită asupra că cineva care încearcă și eșuază e stigmatizat social. Și asta e mare. Haideți să facem un proiect. Loc 1000 de tine români care eu v-aș putea garanta că știu ce înseamnă să-și asume riscul. Și haideți să găsim oamenii care se susțină financiar. Nu știu dacă am fost. 1000 de oameni, 1000 de idei. Sigur, 1000 de la nivelul minim. Propune să fie 1101 sau 1011, dar să fie exact un program. Stăm de vorbă și discutăm, se poate încerca a face ceva. Asta vorbim la început, despre întreprinzătorul natural ăla care este după creșterea asta care îl numea Hayek, Catalaxia, exact. Exact, da, deci să zic. Bun, dar creșterea antreprenorului ăsta... Când apare acel întreprinzător care și-a făcut o seră și cultivă roșii tradiționale și semințe tradiționale, care 100 de grame sunt 15 lei, care le vinzi, ăla este un întreprinzător acolo natural. Ăla trebuie sprijinit. Astfel de ceea ce a invadat Roșia occidentală peste noi, noi avem șansa asta cu zeci de producători de roșii tradiționale care vin acolo. O să crezi 6 miliarde, trebuie să topim pe tot felul de lucruri. Știi că guvernatorul l-a răbdat pe... În afară de astupiți, aia care nici n-a fost topiți măcar. Guvernatorul a răbdat pe Ponta că a oprit din investiții publice, zice șansa. Se risipeau aiurea banii aia. Se risipeau aiurea. Dar, șase sute mâine de întreprinzători care crește roșia românească după asta, este extraordinar. Sau cătin albă și o export undeva. Deci, toate genurile de acestea de... Mie îmi spun, tașna, nu vei să crești capre, eu... Idei de afaceri, deci ideile de afaceri și suntem criticați cu educația antreprenorială. Păi va se e curs de economie antreprenorială, dar partea cealaltă de acțiune, deci de cercetare există. Partea de acțiune și finanțatorii, întreprinzătorii care să se apropie, plus birocrația, cum se pune aici înregistrarea. Păi vine Günter Pauli cu economia albastră și ne spune nu le voi n-aveți capete inovatori ca să faceți și dă exemplu cu ciupercile și cu baba de cafea care 2% se va lua și acolo. Și crește și ciupercile, tutorul ministerului. Pentru mine personal a susține întreprinzătorii ăștia. Sigur că aici trebuie susținuți într-un fal, preluați într-un fal. Ministrul Agriculturii, uite, a apărut doi întreprinzători de ăștia, mâine 50 să finanțăm, Ai șanse mai mari dacă încă din școală, din liceu, începi să ai niște programe aplicative în care tine, și sunt, nu pot să zic că nu sunt, dar probabil că nu sunt suficient de sistematici, care să dezvolte abilitățile de antreprenoriat. Acolo dă o grămadă de
citești mic, dar frumos, la care îl găsim și la Solzhenitsyn, când vorbește el despre gospodăria locală. Localul a fost măturat. Și va fi măturat, cum se niște lucruri. Păi ăla este întreprinzătorul natural, ăla localul care a mugurit acolo și Sigur că în general se spune că există și acest întreprinzător natural, dar pentru cele care de obicei sunt acei, să zicem, cum spun, gazele, de vinerii de gazele care încep să facă o diferență, ălea cam duc, să zicem, și dau tonul, sunt gazele din Silicon Valley, se deloc. Din perspectiva, în sensul gazele, că se mișcă foarte repede și în Facebook sau care de când intervă foarte scurt timp. În România, de exemplu, hai să vă dau un exemplu ceea ce îmi doream eu în 98, când eram la Schubert, să contribui la apariția primelor multinaționale românești, dar care nu, să spun eu, care să ajut, să ajut, nu să spun eu de țări de la, îți dau banii de el, nu, să văd într-o competiție, într-o chestie sau într-o situație de acest fel. Și vreau să spun atunci, îmi doream să apară, și am avut discuții în zona, am lansat în 98 prima binary, dacă vă este de binary de soft, a fost în 98 lansat, și am dat prima dată, când am dat și niște bani, dar au venit primul foarte grele. La urmă, cei care au venit după ministrul, în 99 au codat mai niște distinții, dar și erau contat, pentru că au fost la un moment dat pus bază de dezvoltări din industrie de soft din România și dezvoltări de operare. Sau arată, de exemplu, am fost implicat încercând să facem în zona unei corporații care avea niște bani, de exemplu, cum a fost și s-a arătat o situație la începutul 2000, dar, de exemplu, a fost ZAP-ul care votarea unui ăsta n-a știut să fac, să pună la lucru o mini-competiție între diverse proiecte și să stimuleze tineri ca dumneavoastră sau ca alții cu zona asta și a colapsat firescă. Să-i dezvolte din punctul ăsta de vedere. Sau poate a fost doar să-i simulare de colapsare ca să fie de doar. Nu, mai poate. Ați dus acolo, păi noi și păi noi a fost țara agricolă care am acest înzestrarea cu pământ. De cine ești doamna? Și două familii s-au apucat să creadă vierni de mătase. Când ministrul primește informarea asta, două familii cresc vierni de mătase, o să fie 100 de familii care peste un an, doi, cresc vierni de mătase. Și valorific. Și asta înseamnă antreprenor care răsare natural, care și ne dirigează prin programe, prin fel de fel de stații. Cum apar aceste inițiative a unor studenți, nu? Că ei sunt bursa ideilor care pot să apară, că sunt IT sau în pământ. Vedeți, acum, în zona asta, eu am nu știu dacă... Pentru că acolo sunt policy maker, sprijinirea... Exact, astea sunt foarte în sensul ăsta. Dar vreau să vă spun că, de exemplu, acum știți foarte bine că în ultimii 10 ani de zile s-a început să dezvolte puternice aceste. Înseamnă noua abordare asupra antreprenoriatului, dar nu competiția de plan de afaceri, cea care comentează, ci cu abordare, spuneți-i dacă vezi Steven Blank în Silicon Valley sau Lean Startup sau spuneți altă sau altă modalitate, aproximativ nu știu termenii aceștia. Degeaba, ne spuneți acum, apropo de ce zicea doamna. Deci nu, probabil că s-ar putea să se cunoaște foarte bine. Mulți dintre ei le știm, dar... Deci, din perspectiva asta, deci trebuie, într-adevăr, o finanțare din această perspectivă să se facă. Mi-aș dori eu personal și pentru asta plătesc. Pentru noua viziune asupra, nu planul de afaceri clasicora, ci... Asta, de... întrebarea este pentru că, cel puțin din ce observăm noi, se finanțează latura mai mult financiară pe care toată lumea o caută și evident este și necesară, decât cea la nivel de conștiință, de cultură, de educație. Da, fără nicio discuție și aici este tot și aici, tot îngrijorăm. De exemplu, un politic care aveți la unul dintre unul de acolo, când am văzut, era ideea care să dezvoltăm, să zicem, un venture capital, social venture capital, vreți un venture capital de tip social, finanțat, în care finanțat din contribuțiile sau banii dați de către corporații. Puteți să vă dăm un exemplu de la grădiniță cum se finanțează serbarea copiilor cu contribuția părinților, nu cu susținerea școlii. Dați-mi un sistem de a înțelege această formă, deci
Dacă vorbim de o paradigma conștiinței la nivel național. Bun, eu nu știu ce să vă spun, într-adevăr, conștiința în general este mai degrabă, este foarte greu și eu deschid pe cel care vrea să acționeze direct asupra conștiinței. Totdeauna conștiința mea apare. Știți cum este? La fel ca iubirea. Iubirea trece prin stomac, dar trece și conștiința, trece tot prin stomac al multora. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu? Gata? Mulțumim? Ok. Atunci am să mulțumesc încă o dată lui Aron pentru seara asta. Sigur mi-a dat de gândit și de vorbit. O să și aplaud.